Marți 13 august, la sediul Prefecturii Călăraș, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Dezvoltare turistică a brațului Borcea-Călăraș, port turistic de agrement, în prezența ministrului turismului Bogdan Trif. Beneficiarul proiectului este Consiliul Județean Călăraș, iar valoarea investiției se ridică la 18 milioane de euro. Perioada de execuție a lucrărilor este de 45 de luni. Deci, așa cum v-am prezentat, avem două proiecte. Primul semnat deja în aprilie pe România-Bulgaria, care constă în prelungirea parcului central prin construirea unei faleze, care se va închide cu intrarea în port. Intrarea în port va fi, dacă vă uitați puțin pe malul apei, la ultima embarcațiune. Este o suprafață de 100 de metri pătrați luată în administrare de la primăria Călăraș și tot ceea ce vedeți în spate vor fi circa 4 hectare, unde vor acosta 260 de embarcațiuni. Vom avea o zonă de zona de faleză, vom avea o zonă unde vor fi organizate conferințe de presă, o sală de conferință, o zonă de o parcare pentru embarcațiuni pe perioada de iarnă și, bineînțeles, o parcare strict pentru persoanele care vor avea locuri concesionate în acest port de agrement. Deci ați avut o gândire integrată. O gândire integrată, astfel încât turiștii să aibă ce să facă minim o zi. Exact. Gândindu-ne că acest proiectul pe România-Bulgaria va crea o legătură prin două embarcațiuni, printr-un transfer de turiști, va mai fi această zonă portuară și un al treilea proiect care l-am depus tot la ministerul pe care îl conduceți dumneavoastră în data de 30 iulie 2019 și va închide acest proiect integrat, format din trei zone. Eu cred că cei din Călăraș, din municipiu și din județ, dar și cei din București vor putea petrece cel puțin un weekend la Călăraș. Ok. Cum vede ministrul turismului acest proiect? Cum îl văd, l-am așteptat, pentru că imediat după ce am preluat conducerea ministerului, am analizat toate proiectele care erau prinse în master plan, am luat legătura cu autoritățile publice locale și vreau să vă spun că am avut o colaborare bună cu cei din județul Călăraș, care au înțeles necesitatea ca acest potențial enorm pe care Dunărea îl are să fie valorificat și în sens turistic. Iată că facem de la Revoluție încoace un lucru, spun eu, important, chiar dacă este poate pentru unii un pas mic, dar este un lucru important. Facem un mini port turistic la Dunăre. Nu vrem să ne oprim aici, avem și alte proiecte în derulare, dar este important că acum aici s-a dat startul la aceste investiții. Despre ce alte proiecte vorbiți? Am discutat și cu președintele Consiliului Județean Tulcea. Vrem să dezvoltăm un mini-port turistic și la Sulina. Vreau să vă spun că acum două săptămâni am fost la Borcea și am semnat un contract de finanțare de 22 de milioane de euro pentru o pârtie de schi. Săptămâna trecută am fost la Constanța, la Delfinariu, unde am semnat de asemenea cu președintele Consiliului Județean o finanțare pentru extinderea și modernizarea Delfinariului. Iată, azi suntem aici la Călăraș pentru finanțarea acestui mini-port. Săptămâna viitoare vreau să vă spun că o să fiu la Sibiu, la Ogna Sibiului, unde o să semnăm de asemenea două contracte. Deci încep să se miște și lucrurile în turism. O să veniți și să vă plimbați cu barca aici la Călăraș? Bineînțeles că da. Este o zonă superbă și e păcat că nu a fost valorificată din punct de vedere turistic. Se poate trăi foarte bine din acest potențial oraș uriaș pe care Călărașul îl are din punct de vedere turistic. De unde se va închide acest port și până unde? Păi, v-a spus... Și ce va cumpli? Tocmai ce v-a spus colegul dumneavoastră, pe lângă mini-port, unde avem posibilitatea, o să aibă posibilitatea să acosteze aproximativ 260 de embarcațiuni, o să fie amenajat și un teren în care, bineînțeles, o să se desfășoare fel de fel de activități de recreere. O să avem și clădiri administrative, dar și săli de conferință și, bineînțeles, că toate acestea o să se intersecteze cu celelalte două proiecte pe care Consiliul Județean Călăraș le-a depus deja.
printre care unul la Ministerul Turismului, astfel încât să dezvoltăm un turism integrat în această zonă. Doamne ministru, dacă mai permiteți o întrebare, legat de activitatea hotelierilor și proprietarilor de pensiune, dacă te duci să plătești cu bani cash, prețurile sunt mai mici, dacă te duci să plătești cu tichetele de vacanță, prețurile sunt mai mari. Cum comentați, dacă știți ceva despre situația asta? În primul rând, voucherele de vacanță, aceste tichete au fost un lucru bun. Am insistat foarte mult eu și doamna prim-ministru, pentru că în anul trecut, în 2018, au fost într-adevăr un motor de dezvoltare. Este păcat că unii hotelieri apelează și la astfel de practici. Vreau să vă spun că sancțiunile sunt drastice. Dacă un astfel de om, un astfel de turist semnalează și are și dovada, pentru că e ușor în ziua de azi să obții o astfel de dovadă, hotelierul riscă o sancțiune între 50.000 și 100.000 de lei, 500 de milioane vechi și 1 miliard, deci sancțiunile sunt descurajante. Îi încurajez pe toți acei turiști care sunt afectați de astfel de practici să se sesizeze atât Protecției Consumatorului cât și Ministerului Turismului. Vom lua măsurile de rigoare. Da, ați făcut ceva verificări, ați dat sancțiuni până acum? Vreau să vă spun că am auzit de aceste practici, dar nu avem nicio sesizare la, nu a venit nicio sesizare la Ministerul Turismului pe această temă. De aceea încurajez pe toți acei turiști și repet acest lucru, să fac sesizări atunci când sunt lezați. Vă invit, domnule ministru, ca să vă arătăm proiectul. Proiectul mare, cel finanțat prin Ministerul Turismului, este portul de ambarcațiuni. Un număr de 260 de ambarcațiuni vor acosta aici. Aici va fi zona de parcare pentru publicul care va veni pe zona de agrement. Aici sunt sălile de conferință și, bineînțeles, această parcare va putea fi folosită pe timp de iarnă pentru ca aceste embarcațiuni să fie trecute pe mal. Al treilea proiect care închide acest proiect integrat este zona de agrement, care este depusă pe 30 iulie tot la Ministerul Turismului. Cuprinde un număr de terenuri de sport, de tenis de câmp, căsuțe pentru turiștii care vor veni la Călăraș, dar și o zonă hotelieră, care am gândit noi un hotel pe două etaje, tot pentru turiștii care vor veni din zona exterioară județului Călăraș. Cam asta este zona pe care am gândit-o prin cele trei proiecte. Sper ca prin aceste proiecte să se dezvolte mai mult municipiul Călăraș, județul Călăraș, să fie mai atractiv și, de ce nu, zona de Dunăre să fie într-adevăr importantă pentru noi, pentru că până la urmă Călărașul va deveni un oraș important și riveran Dunării, așa cum sunt celelalte din Europa. Felicitări, arată bine. Banii de la Ministerul Turismului sunt în bugetul dumneavoastră, sunt alocați. Rămâne să vă faceți treaba. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. În urmă cu câțiva ani buni, doi călărășeni, trăind ideile altor călărășeni, și-au propus să aducă în dezbatere modernizarea turismului la Călăraș, așa cum este ea. Și-au făcut un proiect. De-a lungul timpului, unii au crezut în ideile lor, ca tine, consilier județean, alții nu au crezut. Și pentru a nu lungi eu această poveste, îl am alături, lângă mine, pe unul dintre cei care a crezut în acest proiect și dau cuvântul domnului deputat Sorin Vrăjitor. Domnule deputat, vă rog. Mulțumesc, domnule prefect, domnul ministru, domnul președinte Iacomi, domnul vicepreședinte al Consiliului, domnul director Drama. Suntem aici și cu toții am pus umărul la acest proiect extrem de important pentru noi ca județ, pentru noi ca oraș și pentru noi ca țară, pot să spun. Astăzi, Guvernul României, prin domnul ministru Bogdan Trîc, și mulțumesc încă o dată personal pentru tot sprijinul pe care l-a dat acestui proiect, este prezent la Călăraș să semnăm acest contract de finanțare pentru dezvoltarea turistică a brațului Borcea Călăraș, așa cum este el venit ca și proiect de embarcațiuni ușoare. Este o zi importantă, o zi în care Guvernul României a ținut cont de
doleanțele autorităților locale de la Călăraș, ale noastre, ale călărașilor și astăzi Guvernul României, prin reprezentantul domnul ministru Bogdan Trif, este prezent la Călăraș să semneze acest contract de finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Omul care a ținut ca toate aceste documente să fie în regulă, să nu lipsească nimic pentru ca acest moment să fie, să se poată face astăzi, domnul Eduard Gram. Vă rog, domnule director. Mulțumesc, domnule prefect, domnule ministru, domnule prefect, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Ne onorează prezența domnului ministru la Călăraș. Faptul că astăzi dânsul este prezent alături de noi confirmă munca unei echipe a Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean, coordonată de președintele Vasile Iliuță, și încheie o etapă, prima din această muncă începută în 2017, prin semnarea acestui contract de finanțare. Nu puteam singuri, ci împreună cu echipa Ministerului Turismului, o echipă profesionistă reprezentată prin domnul ministru și alături de noi se află și doamna Avram, pe care o salut și pe care o felicit că a fost alături de noi pe tot parcursul etapelor de la momentul primului document depus până astăzi. Și ne așteaptă o muncă grea, un proiect care se va desfășura pe 45 de luni de la momentul semnării. Urmează prima etapă, scoaterea licitației a PT-ului cu execuție. Cred că până la sfârșitul anului lucrurile, fiind optimist, se vor închide așa cum ne-am asumat în fața Ministerului Turismului. Astăzi avem plăcerea deosebită ca în mijlocul nostru să fie prezent domnul ministru Bogdan Trif, reprezentantul Guvernului în teritoriu, ministru în cabinetul Dăncilă, pentru că o țară are nevoie pentru a se dezvolta de câteva lucruri. De proiecte și astăzi avem un proiect bine făcut și de susținerea lui politică, așa cum se întâmplă astăzi. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă rog să ne împărtășiți din certurile dumneavoastră cu domnul președinte Iacomi, cu domnul deputat, ce a însemnat presiunea acestui proiect pe dumneavoastră, pentru că ne interesează și în județul Călăraș turism. Vreau să vă spun că nu am simțit-o ca o presiune. Dimpotrivă, am avut un dialog constructiv. Mi-a dorit foarte mult eu și echipa mea de la Minister să deblocăm aceste proiecte mari, care trenau de foarte mult timp. Și iată că am reușit acest lucru. Am discuții cu doamna prim-ministru, care mi-a dat întreg concursul. Știu că a fost și la dumneavoastră în județ de curând și chiar am discutat despre proiectul pe care urmează să implementăm aici, s-a implicat în mod direct și mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Nu aș vrea să intrăm doar în acest proiect, deși mă aflu la dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că am reușit, împreună cu echipa de la Ministerul Turismului, să simplificăm foarte mult legislația, să ajutăm extrem de mult mediul privat, pentru că în turism cam 95% este ocupat de sectorul privat. La ora actuală, și nu o spun eu, o spun cei din mediul privat, fiscalitatea pe sectorul turistic este cea mai mică la nivel de Uniunea Europeană. Nu este puțin lucru, pentru că e important ca acel profit, cei bani pe care operatorii economici fac din turism, să rămână mare parte în buzunarul lor, astfel încât să poată să reinvestească și să recupereze timpul pierdut, astfel încât spațiile de cazare, restaurantele și toate zonele de agrement să fie la standarde europene, astfel și turiștii să vină în număr cât mai mare. Vă pot da exemplu doar TVA-ului, care l-am scăzut la 5% pentru sectorul turistic. Nu este puțin lucru, să nu uităm că pe vremea PNL-ului și sper să nu se supere dacă sunt coleșii din alte partide,
TVA-ul era undeva la 24%. Puteți să faceți dumneavoastră o diferență? Ce înseamnă? 24 și 5%. Nu, chiar ei recunosc și am discutat. Și am discutat cu oameni care sunt din celălalt partid și ne-au încurajat. Da, ați avut foarte mare curaj și vă felicităm pentru lucrurile care le-ați făcut și iată că aceste lucruri dau rezultate. Am vrut foarte mult să implementăm și bugetul multianual, astfel încât să putem să deblocăm aceste proiecte. Și am reușit și acest lucru, motiv pentru care astăzi mă aflu în fața dumneavoastră și urmează să semnez la acest proiect. Nu este doar proiectul de la Călăraș. Am reușit să deblocăm proiectul de la Voineasă, care trăina de foarte mult timp. Era început în 2009 și doar anul acesta am reușit, să-l finalizăm. De asemenea, Turcia deschide la câmpul Rumul Domenesc tot așa un proiect început în 2009, unde instalațiile începe să ruginească pentru că nu s-a mai găsit înțelegere să se finalizeze investiția. Am reușit acest lucru și iată că anul acesta, în februarie, am avut schiuri pe pârtia de schi, o pârtie de schi modernă, cu instalație de nocturnă, instalație de producere a întrepezii artificiale. Iată că toate aceste lucruri pe care am reușit să le facem împreună cu echipa au dat rezultate. A fost o muncă susținută astfel încât programul de guvernare să fie implementat. Să nu uităm că noi am câștigat, venim cu un program de guvernare pe care l-am îndeplinit, spun eu, pas cu pas. Ministerul Turismului, vă pot spune că și a devenit în măsură din acest program de guvernare 100%. Cred că era nevoie să dăm drumul și la aceste investiții, să venim să sprijinim autoritățile publice locale pe proiecte mari de anvergură, fel încât aceste proiecte să devină un pol de atragere a turiștilor în România. Vă spuneam că săptămâna trecută am finanțat un proiect tot pentru o pârtie de schi la Borșa de aproape 22 de milioane de euro. Săptămâna trecută am fost la Constanța, unde am semnat tot așa un proiect, finanțarea unui proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro pentru modernizarea delfinariului Constanța. Iată, azi mă aflu aici la dumneavoastră pentru finanțarea acestui mini-port turistic. Săptămâna viitoare o să fiu la Sibiu, o să semnez un nou contract cu cei de la Ogna Sibiu, o stațiune balneoclimaterică pentru modernizarea unui parc de agrement și a unui parc de rulote. Peste două săptămâni o să fiu în Poltiniș, unde o să semnez un nou contract de finanțare a unui punct de salvament. Nu vrem să ne oprim aici, mai sunt proiecte care așteaptă să fie analizată la Ministerul Turismului și o să continuăm pe acest tren. Ne bucură foarte mult și datele INS-ului care au arătat că anul acesta avem din nou o creștere semnificativă a numărului de turiști, avem o creștere semnificativă și a numărului de vizitatori care intră în țară. O să implementăm în curând, printr-un proiect pe fonduri europene, un program electronic, astfel încât să avem și noi date concrete și în timp util, deci să avem o radiografie a turismului din România online, pentru că, într-adevăr, aceste date ale INS-ului sunt, într-adevăr, bune, folositoare, dar nu sunt complete, pentru că aceste date se referă doar la unitățile clasificate de către Ministerul Turismului. Sunt foarte multe alte unități de primire care nu necesită clasificare din partea Ministerului Turismului și acestea nu sunt luate în evidență. Domnul președinte Iacomi, cum să facem domnul prefect, domnul ministru, bine ați venit aici la Călăraș și vă mulțumim foarte mult pentru această investiție importantă pentru călărășeni. Felicit întreaga echipă care s-a implicat în acest proiect plin de viață și vreau să mulțumesc Guvernului, condus de doamna premier Mirica Dăncilă, pentru tot ceea ce a promis deja prinde contur realitate. Această mare investiție urmează cea a doua investiție care este pe lista priorității adânsei, podul pasajul la Drajna, care cât de curând eu cred că va avea stadiul de a fi scos la licitație
proiect care trebuie să execuție. Încă o dată vă mulțumim pentru că dumneavoastră aduceți bani în județ, nu contează culoarea politică, PSD-ul întotdeauna a demonstrat că nu ține cont de culoarea politică și alocă bani tuturor OAT-urilor care se pun proiecte fezabile pentru a face, a aduce un mic plus cetățenilor din zonele respective. Invit pe domnul vicepreședinte Dinulescu pentru a semna și pe domnul ministru, la fel, pentru a semna documentul mult așteptat. Domnule vicepreședinte, vă rog. Până acum am mă rog și am reușit să reblocăm foarte multe proiecte. Am uitat să vă spun de hârtia de la Borsec, pe care am finanțat-o anul trecut, am finalizat-o. Și anul acesta, în începutul anului, am semnat un proiect pentru o porție deschide vara, astfel încât acolo să se poată desfășura în 365 de zile pe an. Și cred că tot săptămâna viitoare o să fac o vizită de lucru, pentru că deja avem o factură în plată și până la sfârșitul toamnei, cred că o să fie gata proiectul. Vă mulțumim mult!